Pacea Domnului Iisus Hristos. Este ora 3:57 de dimineață și vreau să vă împărtășesc ceea ce Duhul Domnului m-a trezit și am văzut cu jumătate de oră înainte, pentru că sunt trezită de jumătate de oră. Și vreau să vă spun că am avut un vis din partea lui Dumnezeu în care vreau să-l mărturisesc. Eram ca și cum eram eu, Costi, fratele Samuel și fratele Zoran, persoane cunoscute în visul acesta. Și se făcea, se spunea că este nunta mielului. Era ca într-un oraș și se auzea multă muzică, multă, multă muzică. Și parcă fratele Samuel a dat niște invitații la un om și a spus, ia, invitațiile acestea, fă-mi favoarea aceasta. Era un om, era un curier care lucra pentru o firmă, dar o firmă foarte importantă. Și fratele Samuel parcă l-a oprit pe omul acesta și avea invitații în mână și a spus, du-te și dă invitații la oameni și spune-le să vină la nunta mielului. Spune să vină la nuntă, că nunta aceasta nu este cu dar, nu este pe bani, este fără bani și fără plată. Să vină la nuntă, că este gratis și mirele cheamă să vină la nuntă. Și parcă omul acesta a luat invitațiile acestea, s-a oprit din munca lui și a început să împărtășească invitații parcă la oameni. Eu nu-l vedeam cu ochii, dar în duhul știam că el merge și împarte invitațiile. Și parcă dintr-o dată m-am văzut așa în duhul, cum stăteam la masă, era masa mielului, era masa mirelui. Binecuvântat să fie numele lui, era o masă atât de frumoasă, era plină de toate bunătățile, era pe ea. Era doar la masa mirelui aceste lucruri frumoase și aceste bucate de plin ce era pe masa aceea. Și era o masă așa lungă, frumoasă, iar celelalte mese unde trebuia să stea un umtași erau rotunde, dar erau goale, nu erau nimica pe ele decât numai buchete de flori. Și parcă eu stăteam așa la masă și stătea și Costi, dar undeva mai în față, aproape, aproape de mine, stătea fratele Zoran, un frate care majoritatea îl cunoaștem cu toții. Și parcă dintr-o dată de undeva au venit fratele Samuel și ca și cum i-a spus mie și lui Costi, zice, haide, zice, sculați-vă, zice, mergeți și zice, chemați oamenii, zice, să vină. Zice, merge și chemați oamenii, că zice, numta nu poate să înceapă, zice, pentru că nu sunt numtași. Și parcă spunea fratele Samuel, zice, mergeți și chemați oamenii, zice, de peste tot. Și dintr-o dată, parcă, cum spunea fratele lucrul acesta, parcă noi ne-am ridicat să mergem să chemăm oameni, să vină tot mai mulți, pentru că muzica cânta. Și ca și cum numta trebuia să înceapă, dar nu putea să înceapă pentru că nu erau invitații încă la numta aceea. Și parcă dintr-o dată a venit omul acela care livra invitațiile și spunea, i-a spus la fratele Samuel, zicea, nu mai mă interesează dacă mă vor da afară de la firmă, pentru că, iată, am fost și am împărțit invitațiile, zice, și alții nici n-au vrut să se uite pe ele. Alții au zis că se vor gândi să vină la nuntă și, zice, alții erau fericiți că i-am chemat la nuntă și am spus că nunta nu este cu dar, ca și cum că poate să vină pe gratis, că e din partea mirelui invitația aceasta. Dar zice, văd că zice, mulți încă nu vin. Și parcă omul acesta atât era de necăjit și atât era de supărat încât a zis, nu mai mă interesează dacă mă dau afară de la firmă, eu vreau să fac parte de la numta aceasta, zice, vreau să fac parte din invitați, nu zicea din mireasă. Și atunci fratele Samuel, parcă atunci a fost momentul când i-a zis, zice, sculați-vă și zice, mergeți și chemați oameni de peste tot, zice, unde găsiți oameni, zice, luați-i, îmbrăcați-i și zice, aduceți-i la nuntă și zice, mergeți și spune-le că cina este pregătită și că aceasta este cina adevărată, aceasta este mireasa lui Dumnezeu, zice, doar ei voi face parte, zice,
La masa Domnului vor sta cu el doar cei ce vor mânca din cina aceasta. Și era cina cu frângerea binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și spune, merge să-mi spune mie și lui Costi. Zice, eu rămân aici, zice, să pregătesc totul ce trebuie pentru nuntă. Dar zice, mergeți voi și zice, aduceți oameni, că zice, cei ce au fost poftiți la nuntă n-au venit. Zice, mergeți și aduceți oameni de pretutindeni, că zice, uite, totul este pregătit. Nuntă trebuie să înceapă, dar zice, nu sunt toți veniți. Zice, du-te și chemați-i. Spuneți-i să vină la nuntă mierele, împodobiască gloria și slava. Și parcă atunci l-am luat pe Costi și ne-am dus. Și unde vedeam oameni, copii, parcă tot ce vedeam, spuneam, haideți la nuntă, haideți la nuntă, că este nunta mielului, este chemare din partea mielului, veniți la nuntă. Că zic, mirele vă așteaptă și parcă muzica tot mai tare cânta, tot mai tare și știam că parcă sunt muzicanți de pretutindeni, erau chemați parcă mai multe feluri de muzică, alții erau cu vocea, alții erau cu instrumentele, nu le-am văzut, pentru că ei stăteau foarte, foarte aproape, acolo mai în față, unde era așezat un loc așa amenajat pentru muzica aceea și atâta muzică, n-am putut să-i văd, dar parcă cântau în toate felurile, în toate felurile, nici nu am cuvinte să pot să vă explic acea muzică ce am putut să o aud. Și așa spunea fratele Samuel, că el merge înaintea noastră să pregătească totul. Asta a fost revelația, vedenia care am avut-o cu Dumnezeu și așa am primit că a fost nunta mielului, dar încă nu putea să înceapă pentru că nici măcar mireasa Domnului nu erau toți la cea masă. Și asta vreau să spun și să se înțeleagă, că doar la masa mirelui era mâncare și spunea fratele Samuel că doar aceia vor fi mireasa lui Dumnezeu care se vor așeza la masa aceea unde erau bucatele aceia. Și spunea că este cina, slăviți și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iar invitații, musafirii care trebuiau să vină la nuntă, încă nu aveau bucate așezate pe masă, doar buchete de flori. Atât am avut din partea Domnului și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin.